Sasha. Bună, eu sunt Adelina Onofrei. Ne aflăm în orașul vechi, în Bulgaria. Noi am ajuns în orașul Plovdiv după o călătorie de mai multe ore, însă drumul a meritat deoarece avem o pregătită uitoare. Pe tot parcursul acestor zile am avut activități primitoare, iar totul este impresionant pentru noi. Mulțumim Erasmus Plus! Thank you.
program ne-a oferit șansa de a vizita locuri noi, de a întâlni oameni noi și de a lega prietenii cu aceștia. În prima zi a proiectului am vizitat locuri culturale din zona Lovech. În a doua zi, în prima parte a zilei, am participat la activități în cadrul școlii, printre care se află și imnul, fact. Iar în a doua jumătate am fost la balet, la un spectacol de balet. Iar în ziua a treia am vizitat orașul denumit Plovdiv, în care se află al doilea cel mai vechi amfiteatru din lume. În cea de-a patra zi am participat iarăși la activități școlare, printre care am prezentat piesele de teatru, iar după am stat la un concert în curtea școlii. Iar acum ne aflăm vineri, în ultima zi a proiectului Erasmus. De aceea, mulțumim Erasmus+. This is a very wonderful experience for me. For instance, in creative theater, it brought me a lot of new experiences, a lot of new friends. I visited a lot of new places for me. I've seen a lot of new cultures. And I want to say thanks for this opportunity. And I want to say that here in Bulgaria, in Lovech, everything is very, very beautiful. And the school is very nice. We took part to some very nice activities, very interesting activities, and I want just to say thanks for this occasion. Everybody, I'm Daniel, I'm from Romania, I'm part from FAC family. I really enjoyed the time spent in Bulgaria. It was a great experience, and with help of Erasmus Plus, I've seen new places and meet great friends, some of them for life. So for all of this, I'm really thankful. Thank you.